Ce ai pățit, Adelaida? Da, am pățit. Ai cuie în talpă? Ai călcat pe mărăcini? Bună ziua, bună ziua! Stați un pic, că reglăm ce se întâmplă aici. Bună ziua și bine v-ați venit la o nouă ediție, vreau azi de la Allo Shop. Ce ai pățit, fetiță? Mi-am pus volume max, amplificatorul de sunete în urechi și când am intrat acum și toată lumea a făcut așa, am zis că... A, deci practic era sol dacă vorbesc tare? Hai din mine. E complicat dacă vor... Nu cu sufletul meu, stai așa. Stai să dau mai încet. Dar e foarte tare că îți transmite senzații în corp, adică te face așa să... Dacă auzi, așa da. Se întâmplă când auzi foarte bine, ești calci mai atent, că ești mai așa, mai... Ce faceți? Bună ziua! Bună ziua! Știți deja unde ne aflăm dacă sunteți pe canalul ăsta, pentru că suntem la... Adică nu pentru că suntem... Da, suntem la Vreau Astăzi de la Allo Shop. Ea este Adelaida. Eu sunt Alex și o să încercăm cumva să revenim pe parcursul emisiunii la poziția verticală, pentru că așa cum am observat cu toția de la Ida, astăzi e pe stilul Do the Robot. Măi, să știi că într-adevăr... Dar știi de ce vorbești încet? Te auzi tu prea tare? Da. Măi, de la Ida. Deci, v-ați obișnuit că noi aici în emisiune vă prezentăm tot felul de produse, le testăm și așa mai departe. De această dată am decis, vreau să intru cu produsul, să nu mai facem introducere, să-l port deja. Nu am luat în considerare că efectele pe care le va avea asupra mea, și anume faptul că orice sunet îmi va părea ca și cum este la boxe imense, zic că suntem la un concert. Dar știi că el are un buton de reglaj, n-am nu? N-am știut eu cum fac exces de zel, l-am reglat la maxim, pentru că nu, noi întindem totul, le testăm limitele a tot ceea ce avem aici în emisiune. Să se rețină că Adelaide îi place la maxim. Muzica și sunetele sunt la maxim întotdeauna. Exact. Nu e așa, Adelaide? Așa este. Dar reglează-ți-l femeia lui Dumnezeu, dă-l deci, pe mai mic. Deci, ideea este în felul următor. Păi l-am reglat. Deci acum este reglat la mine, tocmai de aceea, dacă observi, sunt la un... Mă comport normal, cât de cât, da? Da, văd că nu mai stai așa. Exact. Ideea care este? Acest amplificator de sunete... Asta face chiar și când este la volumul mic, amplifică sunetele, deci este un dispozitiv care este special creat în a amplifica sunetele pentru, de exemplu, toate situațiile sau persoanele care au, să zic așa, sunt provocați din punct de vedere al sunetului. Tocmai asta face acest dispozitiv, tocmai de aceea nu este reglat să micșoreze sunetul, ci doar să-l amplifice. Cum ne place, și, în sus. Exact. Și își face din plin treaba, pentru că de acum este reglat la volumul minim, pentru că o să vă arătăm că este reglabil, îți poți ajusta nivelul de amplificare de sunet. Aș vrea să vă prezentăm de data aceasta acest produs, testându-l, deci live testându-l cu cineva. Vrea cineva din public să-l testeze? Da? Bun, ia, veniți alături de noi. Bună ziua, bună ziua! Poftiți! Da, stați că avem și microfon. Prezentarea. Unde? Stai că aveam un microfon. Stai așa. A, da. Dar că noi avem tot timpul un microfon pregătit. Muzica, stai puțin acolo, că vreau să pup fata întâi. Am înțeles. Cu tine nu mă pup, pentru că ne zic ăștia că suntem de aia, știi? Da. Ia uite, spre tau ție. Dacă tot vrei să vorbiți mai mult. Viorel Munteanu. Viorel Munteanu, bine ați venit. Bine v-am găsit. Vă mulțumim că v-ați oferit să descoperim împreună acest produs. Hai să vă invit la canapea, da. Ca să stăm comod. Și am să-l rog pe asistentul Alex. Eu? Da? Da. Ce să ne aducă produsul, ca să-l facem un unboxing. Poftiți. Așa, haideți să-l desfacem, să vedem. Deci, și să-l și testați. Hai să încercăm. Nu? Așa, acesta este. Este ok? Da, vreau și eu să văd ce faci. Pe ureche sau pe alta. Deci îl putem, dacă vrem pe urechea aceasta, îl mutăm așa. Mm-hmm. Dacă vrem pe urechea asta, la altă... Îl schimbăm. Exact. Este foarte ușor, nu necesită. Are aici acest buton de pornire, oprire-pornire. Oprire-pornire chiar aici. Uite ce discret e. Exact. Am să vă rog, pentru că aparatul vine cu mai multe capete. Sumburușe. Da, sumburușe, mai multe capete.
Da? Da. Portul de... M-auziți? M-aud chiar foarte bine. A zis, vă aud chiar, a vrut să fie amabil, a zis, vă aud chiar foarte bine. Da. Portul de încărcare, uitați cât de micuț este și de discret, în care se așează foarte ușor la încărcat dispozitivul. Da, pentru că nu avem nevoie de baterii pentru volume max, se încarcă ca un ce? Nu știu, am ca un telefon, ca orice dispozitiv, că avem acum tot felul de dispozitive. Îl băgăm în priză, îl încărcăm și timp de 14 ore, ceea ce este enorm, el va funcționa. Uite ce drăguț e, ce micuț e, da. Ce drăguț. Este foarte micuț și foarte discret, este foarte ușor și de luat cu noi unde avem nevoie. Așa, asta am prezentat, ca să zic așa, exact toate aceste... Accesorii. Exact, accesorii care vin, încerc să le aranjez, nu-mi iese, e în regulă. Acum, haideți să vedem, volumul este reglat la maxim, la dumneavoastră mă întreb, Alex, ia. Să vedem. Nu știu cum e reglat, dar se aude foarte, foarte bine. Da, adică... acum e pe la jumătate acum. Dacă vreți să ne și arătați la cameră, să vă întoarceți așa. Da. Bun. Așa. E acum să arăt bine, nu? Da, să chiar mai pare... tânăr așa cu vreo 10 ani cu ăsta. Da, pare că accesăm dintr-o dată un spațiu hipertehnologic. Știți? Așa, eu v-am zis că eu cu casca de fiecare dată când vin la emisiune și îmi pun casca, mă simt foarte James Bond, așa. Adică dintr-o dată mai așa. Dar da, iertați-mă. Dar să știți că lăsând gluma la o parte, da? Cu aparatul ăsta, semeni și cu James Bond când era mai tânăr, înainte să se apucă de filmări. Dar să spun o chestiune, îți dă impresia, nici nu știi ce e, dacă e aparat de ăsta, dacă nu e un o cască. Da, exact. Știi? Păi, unul dintre motivele deci pentru care, în trend, da. Unul dintre motivele pentru care designul este făcut de așa natură e tocmai ca oamenii care îl folosesc, care au nevoie de un astfel de aparat, să nu se simtă jenați, să nu aibă niciun fel de reținere în alcool. Un complex folosit. Eventual. Da. Exact. Mai ales, țineți minte că Volume Max nu este un dispozitiv medical. Este un amplificator de sunet care, într-adevăr, este menit a ajuta în tot felul de situații în care avem nevoie de un plus sonor și nu întotdeauna, ca să zic așa, telecomanda e la noi, apropo, în multe situații din viață și avem nevoie de un picuț de ajutor în acest sens. Așa. Și Volume Max este creat special pentru toate aceste situații și pentru toate aceste nevoi ale noastre. Ați avut probleme vreodată, situații în care să vreți să auziți mai bine? Da, sau da. Și fără să am afecțiuni. Vreau să punem, să pornim un video pe ecran, pe plasă. Un videouleț? Un videouleț, da, la volum normal, firesc. Așa. Și vreau să încercăm să-i scădem volumul și să vedem dacă auzim. Se aude, da. Să ne pregătim. Ia! Facem chiar... Ce e asta? Nu cred! Da. Auziți? Da. Se aude. Ia să-mi dau volumul la maxim. Diabolica ta. Ia uite. Da. Da, și acum, ia să dăm volumul încet, că eu știu versurile, pot să mi le cânt singur. Ce drăguțe erau fetele astea. Pe unde ar fi ele? Ia, dar voi auziți ceva acum? Da. Nu, eu n-aud. Altă viață. Puteți folosi Volume Max și să auziți, de exemplu, seara când vreți să vă uitați la televizor, altcineva poate vrea să doarmă sau poate să citească sau eu știu, membrii familiei au altă activitate, puteți să continuați să vă uitați la filmul preferat, la emisiunea preferată, la un volum foarte, foarte scăzut și să auziți, să vă bucurați de programul TV pe care îl doriți dumneavoastră, fără să mai încurcați pe nimeni din jurul dumneavoastră. Pentru persoanele care au probleme, într-adevăr, de auz, cred că este într-adevăr un beneficiu. Pentru aceea... Exact. Pentru că știți că de multe ori, când rămâi în urma discuției... Ai un complex.
Ori, exact, se dezvoltă un complex, ori devii poate să devină exact. Un sentiment foarte, foarte neplăcut. Și e important de menționat că volume max vă ajută să auziți sunete de până la 30 de metri în jurul dumneavoastră. Exact. Foarte mare. Da, putem să-l folosim foarte inclusiv mare. Pentru acțiuni de spionaj, în cazul în care sunt spioni care se uită la noi acum. Știți, din diverse partide, da? Care nu ne agrează. Vă prezentăm aici o modalitate foarte... Nu, glumesc. Nu. Știu, v-am zis astăzi, deci umorul aici. Dacă vreți. Umorul normal e pe aici, dar acum e aici. Îți trebuiește un amplificator de umor. Da. Vai, vă rog, Alo Shop, un amplificator de umor. Vă rog frumos, avem amplificator de sunete. Avem Flexi Readers, ochelarii cu lupă. Da, am un amplificator de umor, n-am avea și noi? Aș fi primul care l-ar cumpăra. Și aș cumpăra și pentru toți prietenii mei, că unul n-are umor. Mai puțin Adelaida. Adelaida are niște umor așa câteodată. Niște pe aici, pe acolo. Știi la ce mă gândeam că e foarte bun? Spuneți. Să auzi ce vorbește soacră ta din camera alăturată. Iată! N-am soacră și nici nu plănuiesc să am asta așa. Dar e bun să le iei cu anticipație. Da. E bun să le iei cu anticipație. Corect. Să nu știi când apare soacră ta pe capul tău. Așa este. Așa este. Știți cum e? Informația e putere. Cu cât ești mai informat, trebuie să știi, nu? Ce vorbește... nu știu care, prin camera de alături, trebuie să... Sau ți-l pui, și treci pe lângă camera șefului să vezi când negociezi exact. Salariul, ce gândește despre tine. Deci deja intrăm pe tărâmul... Păi tot James Bond. Și în momentul în care epuizați scenariile imaginare, mai mult sau mai puțin amuzante, că noi atâta putem, vă puteți reîntoarce la scenariile reale în care Volume Max poate fi folosit. Volume Max e un aparat care se adresează atât oamenilor care au mici deficiențe de auz, reiterăm faptul că nu este un dispozitiv medical, dar poate fi folosit de oamenii cu mici deficiențe de auz și în același timp și de oameni care nu au niciun soi de deficiență de auz, dar se întâmplă să existe în situații în care au nevoie sau ar avea nevoie să amplifice un pic sunetul. Exact. Exact. Plus că este foarte important pentru siguranța noastră. Știm foarte bine că sunetul este unul din acele puține simțuri care ne ferește, ca să zic așa, de pericole, fără să trebuiască să întoarcem capul, fără să doar din sunet îți dai seama că poți să realizezi ce se întâmplă în jurul tău. Doar sonor. Tocmai de aceea este important să avem reglat, ca să zic așa, capacitatea noastră de a auzi, dacă putem să o ajustăm și să o îmbunătățim, trebuie să nu ezităm în a face lucrul ăsta, pentru că este pentru binele nostru, atât din punct de vedere al siguranței noastre, cât și din punct de vedere al calității vieții noastre. Deci este foarte important. Domnișoară, pe mine m-ați convins. În afară faptului că sunteți foarte drăguță, a fost și foarte convingătoare. Da, da, are chestia asta. Când iese poezia din ea, da. Jur, te-ai gândit vreodată să scrii poezii? Nu. N-are nevoie, că e foarte drăguț. E o poezie. Ești o poezie asta. Bravo, bine. Frumos. Vă mulțumim că ați venit alături de noi să-l testăm. Mulțumesc mult. Să-l folosiți cu spor. Să dea Dumnezeu. Zi bună. La revedere. Mulțumim frumos. Acesta a fost Volume Max, dispozitivul cu care puteți mări volumul și calitatea vieții dumneavoastră. După cum vă spuneam, viața într-adevăr are foarte, foarte multe aspecte și sunetul, ca să zic așa, și toate sunetele, bogăția de sunete din jurul nostru, trebuie să le avem în viața noastră, să ne bucurăm de ele. Știm foarte bine că, într-adevăr, nu este nimic mai frumos decât să auzi dimineața ciripitul păsărelelor, de exemplu, sau foșnetul copacilor atunci când este un picuț de vânt, sau auzim tot felul de sunete de la gâzele din jurul nostru, de la greier, buburuțe și așa mai departe. Într-adevăr, sunetele, asta v-am dat toate aceste exemple doar ca să înțelegeți cât de importante sunt sunetele pentru a crea inclusiv, dacă vreți, un tablou mirific, superb, care poate fi parte din viața noastră în fiecare zi, în fiecare dimineață, în fiecare moment al vieții noastre. Tocmai de aceea este atât de important să vă puteți bucura de toate sunetele din jurul dumneavoastră, pentru că toate acestea din jurul dumneavoastră sunt făcute, sunt create de natură și de Dumnezeu, ca să vă puteți bucura de toate acestea și să puteți avea o viață într-adevăr senină și frumoasă. Tocmai de aceea, Volume Max mărește și amplifică sunetul, este un ajutor ideal pentru toate acele situații în care fie nu avem acces la sunetul din
ne creează provocări sau avem probleme într-adevăr de auz. El nu este un dispozitiv medical, însă este creat special pentru a ne ajuta dacă avem dificultăți cu auzul, dacă nu necesită tratament medical și este o dificultate, ca să zic așa, moderată, care nu necesită tratament medical, acest dispozitiv este ideal în a vă ajuta, în a vă oferi exact acel mic retuș de care aveți nevoie din punct de vedere sonor. Este foarte, foarte chic, arată ca un mic accesoriu pentru telefon, deci nu trebuie să vă purtați, nu trebuie să îi purtați grija că va arăta ca un dispozitiv medical. Nu veți arăta ca un om cu probleme, cu dificultăți de auz. Dimpotrivă, arată foarte chic, este foarte delicat, poate fi purtat pe oricare ureche, după cum ați putut observa, pentru că se poate muta foarte ușor. Amplifică sunetele cu până la 35 de decibeli și la o distanță de 30 de metri. Asta înseamnă că raza de auz se mărește considerabil. Este reîncărcabil, nu funcționează pe baterii, în așa fel încât îl puteți pune la încărcat și oferă până la 14 ore de funcționare continuă, ceea ce este absolut ideal, nu trebuie să-i purtați grijă reîncărcării. Pachetul conține amplificatorul de sunete, suportul pentru ureche, 3 capete pentru ureche confortabile și de mărimi diferite ca să le puteți ajusta în funcție de necesitățile personale, portul pentru încărcare și un încărcătorul cu adaptor de băgat în priză. Volume Max este la îndemâna dumneavoastră cu un simplu telefon. Deci nu aveți decât să sunați la numărul de pe ecran sau să intrați pe aloshop.tv și să vi-l comandați ca să vă puteți bucura pe deplin de toate aspectele, de toate nuanțele vieții.